Bună! Astăzi am pentru voi prăjitură pufoasă cu căpșuni, cireșe și fructe de sezon. Este o rețetă simplă, ușoară și nu aveți nevoie de un cântar. Primul pas, vom începe cu 6 arbușuri bătute o spumă tare împreună cu un vârf de sare. Când arbușurile devin ferme, le dăm deoparte. 6 gălbenușuri amestecate cu o jumătate de cană de zahăr și o lingură de esență de vanilie. Amestecăm albușurile și gălbenușurile, iar acum vom adăuga o cană de făină împreună cu o lingură de praf de copt. Am și cântărit, cana are 190 de grame de făină și lingurița de praf de copt are 10 grame. Pentru cei care vreți să știți și în grame. Am pregătit o tavă în care am pus hârtie de copt, iar acum voi turna compoziția. Fructele sunt spălate și uscate foarte bine, iar acum le voi așeza peste prăjitură. Uitați cât de frumos arată această combinație de culori și de gusturi. Eu am cireșe, căpșuni și piersică. Următorul pas, voi preîncălzi cuptorul la 180 de grade și prăjitura va coace aproximativ 35-40 de minute. Deasupra am pus și puțin zahăr. Înțeapă cu o scobitoare și verifică dacă prăjitura este făcută. Tava mea este de 30x24. Așa arată prăjitura, este gata, este pufoasă și aromată. Voi tăia bucățele și voi pudra cu zahăr pudră vanilat. Uitați cât de pufoasă este și este frumoasă și delicioasă. Nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Pe curând! Pa, pa!